Bună ziua! Astăzi vom face cornuri pufoase cu zmeură și portocale, cornuri care sunt de post, deci nu conțin ouă, lapte sau alte produse de origine animală. Am făcut această rețetă deoarece câteodată mi-e poftă să mănânc croasante din acestea și decât să le cumpăr, prefer să le fac acasă cu o umplutură de fructe, pentru că îmi place această combinație de dulce acrișor. Dar puteți, dacă faceți această rețetă, să le umpleți cu oricare alte fructe vă plac sau chiar cu o cremă de alune, nuci sau combinație de mere și nuci. Pentru a lua, am folosit 1 kg de făină de grâu tip 650, 35 de grame de drojdie proaspătă, 150 de grame de zahăr brun, 600 de ml de lapte vegetal, o linguriță pudră de turmeric, o linguriță rasă de sare, 150 de ml de ulei vegetal nerafinat, coajă rasă de lămâie și arome după gust. Pentru umplutură am folosit 1 kg de fructe proaspete sau congelate, 150 de grame de zahăr brun sau după gust, 7 linguri de amidon alimentar de porumb și zeamă de la o lămâie. Pentru început am pus drojdia proaspătă, 35 de grame, într-un bol și am zdrobit-o cu o furculiță. Am adăugat și 100 de ml de lapte vegetal, eu am pus de cocos, dar puteți să puneți oricare lapte, alt lapte aveți sau chiar apă minerală. Am pus zahăr brun, 2 linguri, la fel puteți adăuga un alt îndulcitor. Dacă nu folosiți sau nu aveți zahăr brun. Și am adăugat și 2 linguri de făină albă de grâu. Am amestecat până drojdia și zahărul s-au topit puțin. Apoi am lăsat această maia pentru 10 minute la dospit. Între timp am într-un bol mai încăpător am cernut făină, 1 kg de făină, așa cum v-am spus, am folosit tip 650, făină albă de grâu. Nu am folosit în aceea 000. Am cernut-o, deoarece va crește mai frumos și aluatul va fi mai fraged dacă cernem făina. Dacă o aerisim puțin. Am adăugat o linguriță de sare rasă, zahăr brun, 150 de grame sau puneți după gust sau așa cum v-am spus, puteți pune un alt îndulcitor natural care vă place. Am amestecat puțin ingredientele solide, am pus și o linguriță de pudră de turmeric pentru culoare și coajă rasă de lămâie am pus eu, dar puteți pune de portocală sau puteți pune alte arome după gust care vă plac, vanilie sau orice altceva, dar de preferință să fie cât mai naturale. Am adăugat și maiaua, care între timp a crescut, și laptele vegetal călduț. 500 de ml de lapte, deci restul de lapte. Eu am pus 700 de ml, dar laptele pe care l-am folosit eu este un lapte de cocos, care este mai gros. Dacă puneți un alt fel de lapte, e posibil să fie necesar mai puțin, 550 de ml. Dacă puneți apă minerală, este suficient 500 de ml de apă minerală pentru 1 kg de făină. Și am adăugat și uleiul vegetal nerafinat. Eu am pus de măsline extra virgin, dar puneți care vă place sau de care aveți. Și am frământat 10 minute, 15 minute maxim, doar cât timp am pus uleiul puțin, cât de puțin și am frământat acest aluat. Aluatul trebuie să arate așa, să fie moale, dar nelipicios, exact ca aluatul de cozonac. Un aluat de consistență moale, dar nelipicios. Acoperim acest aluat și îl lăsăm la dospit pentru jumătate de oră sau o oră până își dublează volumul. Îl punem într-un loc mai călduț. Și între timp ne ocupăm de umplutura. Eu am pus într-un blender, într-un chopper din acesta, am pus zmeura. Eu am folosit 500 de grame de zmeură și 500 de grame de portocală.
dar puteți folosi doar un singur fel de fructe sau puteți pune jumătate cu fructe, jumătate din aluat să-l faceți cu o cremă de nuci sau cu o cremă de alune sau orice altceva. Punem, așa cum am spus, zahăr sau un alt îndulcitor după gust și 7-8 linguri de amidon alimentar la 1 kg de fructe, mă refer. La jumătate de... punem 3 linguri jumătate de amidon alimentar de porumb și zeamă de lămâie pentru ca aceste fructe să nu oxideze și să-și păstreze acea culoare frumoasă. Transferăm compoziția într-o oală de preferință să fie antiaderentă, să nu se lipească și o punem la foc mediu. Amestecăm ocazional să nu se prindă de vas și lăsăm să fiarbă 5-10 minute până această compoziție devine de această consistență, de o consistență asemănătoare gemului de fructe. Transferăm compoziția într-un bol și o lăsăm la răcit. Și continuăm cu cealaltă compoziție, dacă am făcut jumătate și jumătate din alte fructe. Sau, așa cum am spus, puteți folosi oricare altă umplutură vă place. Puteți să puneți mere cu stafide și să nu mai adăugați zahăr, mere cu stafide și cu nuci, spre exemplu. Sau, eu nu am pus stafide pentru că schimba culoarea fructelor, dar dacă folosiți nuci sau altceva, puteți să puneți stafide în loc de zahăr. Aluatul între timp a crescut. Ne ungem mâinile cu ulei și împărțim acest aluat în două bucăți aproximativ egale. Întindem puțin și tăiem acest aluat în 12 bucăți aproximativ egale. Deci 12 triunghiuri de aluat, pentru că dintr-un kilogram de făină vor ieși 24 de cornuri. Dacă dorim să facem mai puțin, putem să înjumătățim rețeta, să facem doar de jumătate de kilogram de făină și ne vor ieși 12 cornuri. Nu este neapărat nevoie să facem dintr-un kilogram de făină. Apoi luăm fiecare triunghi din acesta de aluat și îl întindem cât de mult putem. Partea de jos o lăsăm puțin mai groasă pentru că vom pune umplutura și să nu se spargă în momentul când lipim. La copt să nu curgă umplutura în tavă. Iar partea de sus o întindem cât mai subțire. Rulăm acest aluat și îl dăm formă de corn. Punem aceste cornuri într-o tavă mare de aragaz pe hârtie de copt, le lăsăm 10-15 minute să crească. Între timp dăm drumul la cuptor, preîncălzim cuptorul la 170 de grade Celsius și ungem aceste, după ce au crescut, le ungem cu puțin lapte vegetal. Eu am folosit, așa cum am spus, lapte de cocos, care este puțin mai gros. Și eu îl folosesc de obicei laptele de cocos atunci când prepar dulciuri, când prepar plăcinte, când prepar ceva dulce, iar când prepar alte mâncăruri sărate, folosesc laptele de soia sau din celelalte variante de lapte vegetal. Am băgat această tavă în cuptorul preîncălzit cu 15 minute înainte la 170 de grade. Am pus tava în cuptor pentru 25-30 de minute, depinde de cuptor și de cât de rumene doriți să fie aceste cornuri. Eu le-am ținut 25 de minute în cuptor. Când s-au răcorit, le-am uns cu puțin sirop de agave sau miere de albine, cei care folosesc, și le-am pudrat cu pudră de stevie, pentru că, așa cum v-am mai spus, eu nu folosesc zahăr alb. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!